dimineața, fraților. Și bine v-am găsit după 170 de ani. Unde am pus mai? Să vă povestesc pe parcursul videoului. Acum am țipat cardul înăuntru, adăugăm date manuale, pat până la 5:30. 5:30. Ok. Baroase până la acum. Ok. Da. Până la acum, da. Să-mi așez și eu pacii lucrurile. Aici, ca băieții, două bucheți amenzi. Mici, da. Pentru limita de viteză. Aici avem niște brăduleți pe care o să-i punem noi mai târziu. Niște spray-uri de silicon, de dragi de laci. Să mai fac pe aici. Am făcut foarte ghebos curățenie săptămâna trecută. Azi e marți, deci am început vinerea, am terminat-o abia ieri curățenia. Așa. Cum eram asta? Stai că are o șmechirie. Așa. Cum pula mea, mă? Așa, ceva. Să împăturesc frumos. Mâncare nu mi-a luat la mine, să mănânc de pe drum. Sucuri la îndemână, numai unul. Să mai am unul. Poate chiar două, opa. Ah, băga mea și pula. Așa. Asta s-a încărcat. Băi, frate, cursa o iau din Olanda, nu de aici. De aici o să iau un trailer defect, să-l duc la garaj în Olanda, să-l repare. 6:30. Netorama Osterhout. Și după Gelder Malsen. Mi-au făcut ăștia că aveam cursă faină. Aveam Cargoville Zemst, după aia descărcare la Nijmegen la, și încărcare la Duiven, în Olanda. Mor futat. M-a sunat, că tot am zis că nu le mai răspund seara, dar m-a sunat pulă la seară, era și cum mai chemea la telefon. Pe telefonul meu. Și nu știu cum pula mea instinctiv am răspuns. Și m-a bubuit. M-a dat bubuială. Mă, camera spune aici, ăsta. Bune. Hai să mergem să luăm trailerul ăla defect. Adică pe sub el. Am s-a ridicat destul de el încolo. Morții, mătii.
Să mă pula, bă, să cea mai nașpa curitare de furtună ever vreodată. Ia uite. Unde aici, în spate? Aici o scapă aer. Cum e bara asta? O agățată. Hai să-i dăm bice, motorina avem, adblue avem. Băi, fraților, nu am mai făcut niciun vlog de mult timp. Am avut făcute vreo două, care urma să le abladez și ce știu ce, am făcut meciul pe acolo, le-am pierdut prin laptop. Erau gata făcut, exportate, n-am mai avut nici fișierele brute, sursă, pentru că am tot avut o mare problemă cu spațiu. Iar apoi probleme cu internetul, vreo două săptămâni nu a mers internetul, am avut alte probleme, eu personale, umblătură, muncă, nu prea au fost așa de mult de lucru, adică 10 ore, 11 maxim și astea așa lălăite, cursele foarte ușoare, nu prea am avut ce să filmez, ca să zic așa. Acum așa mai dat drumul de câteva zile încoace, să zic. Hai să zicem că de la întâi încoa, parcă mai mișcă. S-au întâmplat destul de multe în ultima perioadă. Atât la muncă, cât și în viața mea. Voi să știți că eu spun viața la mișto, nu pe bune. Deci astăzi ar trebui să fie cel puțin interesant, deoarece nu cunosc absolut nici o adresă, nimic. Azi, ca și cum, sunt începător, să zicem. De-am și filmat exact când bag cardul, ce fac dimineața, și am să și explic pentru cei care nu sunt începători de tot și nu știu de ce am făcut așa cu patul și cu ciocanele. E pentru că până la ora 5:30 eu, deci la ora 5:30 am ajuns la firmă și la 5:48 să zicem că m-am suit în camion și am plecat, da? Normal, din perioada aia de verificare, mă rog, trebuie să stai 15 minute pe ciocane în verificarea camionului și așa mai departe. Care de cele mai multe ori, noi ăștia care avem camioanele noastre, noi știm despre ce e vorba, la remorcă te uiți când o iei. Că, na, eu îl parchez seara, eu le iau dimineața. Ce se poate schimba de aseară până azi, știi? Și în plus de asta, ca să dea bine și pe bon, când verifică șeful, că îți dai seama că verifică în fiecare zi. Eu am început munca la ora 5:30, la 5:40 sau la cât a fost, 4:45. Mi-am terminat activitățile celelalte și apoi pornește volanul singur în momentul în care pui camionul în mișcare. Seara, ideal e tot așa, când ajungi, eu vă zic exact cum fac. Mă parchez, nu opresc motorul, el se trece pe ciocane, da, îmi ia vreo 10 minute până îmi scriu că trebuie să-mi scriu alea orele și planul ce am făcut pe ziua respectivă. Și cam aia e. Și apoi opresc motorul, el se trece pe pat și dau cardul afară. Dar nici asta nu e o mare problemă, pentru că a doua zi de dimineață când îl bagi, el te întreabă la fel, ce ai făcut azi noapte?
Iar am nasul. Da, bă, frate, eu răcesc, mă, mereu, că... Dar nu răceală din aia puternică, să zici, dar așa, mereu, în fundașe alea. Tot umblu, la un moment dat se încălzește în camion, îmi dau bluza jos, aștia, după aia mă cobor afară, iară mă urc la rece, știi? Mă cobor în frig, iară mă urc în camion, de cald și tot așa. Vineri, fraților, am demontat jumătate de cabină, tot am luat, am fața de... cum zice, husa asta de la Saltea. Eu aveam aici o pată, o ieșit tot. Am băgat-o, l-am uiat cu veniș de vineri până sâmbătă și pe aia am spălat-o la 60 de grade în mașină. Tot am curățat, am spălat. În cabină am făcut lună și bec, de-aia am luat și spray-urile alea să mai restaurez culorile, ca să zic așa, a plasticelor. Aici petrec eu cel mai mult timp. Aici trebuie să fie curat, lună și bec. Nu că în mașină la mine n-ar trebui, dar nu prea am timp de ea. Am făcut-o și eu acum vreo două săptămâni, să zic, cât de cât mai binișor. Hai, da, boss. În mod normal, puleții ăștia de bicicliști au cedează trecerea ei aici. Și toți le cedează trecerea, fute-mă în rasa lor. Bicicliști ăștia n-au nicio lege, nicio regulă. Au prioritate în orice. Eu nu prea sunt de acord. Cum ai vizibilitate dintr-un camion sau dintr-o dubiță închisă sau din ceva și cum ai vizibilitate de pe bicicletă? Care e posibilitatea să oprești de pe bicicletă? Care e posibilitatea să oprești cu un camion de 40 de tone? Și tot ei au prioritate, tot ei sunt pizdari. Nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect deloc. E fătuța mea la muncă. Să scop beciul ăsta, că... Asta trebuie să scanez acolo partea, să intră. Dar nu cred că o vin de-aia. Ia de vreme. Ba, uite-o. Uite-o pe blondina. Uite, Scania. O luat ăștia, nu știu, un Scania, dar cred că e mai, numai de probe. Numai unul, numai o bucată o luat. De ăla, pula mea, hibrid de ăla. Dar mișto. Nou, nou. Nu știu, că încetul cred că se apropie să ne schimbe flota. Majoritatea camioanelor au deja peste 500-600.000 de km. Uite, și al meu are 512.000. Și o luat și un Scania, probabil de probă, să vadă, între Scania, DAF și Volvo, nu cred, n-am văzut să avem. Avem MAN, mai avem, dar din alea troșcolete, șeptici. Camion mare de la MAN n-am văzut. Să-i las aici remorca. Mă duc să le zic că le-am adus-o. Dacă o fi careva pe aici. Uite câte sunt hală, două, trei cu asta de aici. Hai, boss, ce-am făcut? Mâncuțul pula ta, că o făcut
ștergătoarele astea gălăgie și m-am speriat, zic, ce s-a auzit? A, uite că are, bă, de aia reparație pe ea, tăbliță de aia. Hai că m-am dus capul la bleacă. Ia să vedem, o centrăm noi astăzi. Ia uite că și așa două stă la reparat. Bă, și-s noi, bă, ești nebun. 416, 415. Îs remor și noi nouțe, mă. Cum era o vorbă din bătrâni? Lucrurile vechi sunt mai bune ca alea noi de 100.000 de ori. Bă, l-ai curat acolo, mă, nu-mi dau seama, mă, frate, unde morți mamii lui, mă. Aici sigur nu-i, că n-are. Asta-i plastic, ăla. Unde-i gura, mă, sigur. Dacă știți vreunul, lăsați acolo în comentarii. Să-l mai curăț, când mai faci așa. Ia, scapa asta bine aer. A, să mai să mă tură de la morții lui. Și așa am ajuns prea devreme, că la 9 ar fi trebuit să ajung acolo, cred. Da. Na, că nu pot să ies. Sau? Hai, că merge ăla. Aici. Cred că mergea și pe aia la altă. Post nord. Pula în pizdă, că nu știu încotro. În față aici. Praxis. Mă bag bine, mă. Dar pe străduța aia nu, că interzis camioane. Trebuie înaintea, ci nu, cum zice muia asta de GPS. Stai, pula, acolo, că intru și eu. Hai să ne băgăm, pula. Asta înseamnă să fii prost. Asta înseamnă. Eu vin din strada principală, nu o să stau să-l dau prioritate la toată firma. Fucking retarzi oamenii ăștia, mă, unii. Netorama, unde au birou? No, bun. Bun, boșilor, mă duc să văd unde dracu au ăștia birou și revenim. Normal, boșii mei, că-i muială. Cum altfel? Senzor distanță murdar. Unde e morții lui, mă? Am încercat iară scurță la acolo în față, dar nu, degeaba. Normal, cum altfel? Mi-a luat cursa bună și mi-a dat muială asta. Care o zis, mă, a treia?
Întreia aia. Adică asta. M-am dus cam ca pula. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Eu sunt cam soladimic. Oh, dă-i bagă în vârte cârma. Că nu știu cum e cu linia, să fiu mai lângă ea, mai departe de ea, mai așa zic eu. Mai așa. Cu rampă de aia de se pune pe vagon, ca pula, un frig de te cași pe tine. Bineînțeles că nu-mi dau seama. Cam așa ar trebui, nu? Na. Ai, boș, am terminat și aici, bineînțeles, descărcare ca pixul. Suna pe ăștia deja în firmă, mă întorc, mai au o cursă pentru mine, aparent. Bă, dar ce demoralizată s-a să-mi bat pula dacă nu. Mă apucă câteodată așa. Știți momentele alea când parcă oricât ai face, oricât te-ai chinui, parcă tot de-am pula, tot nu merge cum trebuie, cum vrei. Na, să pun și verde. Am, cât am? 58 de kilometri am de aici. Ia uite, urmele astea, dar cum a intrat și n-au rupt stâlpul ăla? Stai că aici am dat cu virgulă. Era urme intrate așa, dar stâlpul nu era rupt. Sau o fi de la flexibil, nu mă asigur că și se ridică înapoi. Posibil și asta. Două explicații, ori așa, ori l-au montat stâlpul înapoi. Și nu părea a fi nou. Este exact 0 grade afară. Bă, dar așa e de dimineață, că am început munca. Deci dacă îi dă toată după amiază așa, în diseară mai scade un pic temperatura și dă în continuare, se depune zăpadă bine. Puh, bă, de oară. Uite, bă, că mere kilot automat. Tempomatul s-a dezăpezit. Trebuie să googlesc să văd unde e senzorul ăla, să știu, să-l mai curăț, nu mă mai dau jos. Pana mea. Bă, bășilor, eu mă duc așa tiptil spre Eindhoven. Mai pun și o muzică, o treabă. Și ne auzim și vedem cu următoarea cursă, să vedem ce rahat îmi dă. Blocați în sistem, aceeași rutină tristă. O văd pe mama cum ascunde o lacrimă în batist. În altă viață, în altă lume, ar fi fost mult mai ușor. Dar în jungla asta ești vânat sau prădător. Înveți să furi, înveți să furi. N-ai noroc când vezi să înduri și te bucuri la nimic, dar înghezi când vezi facturi. Alții au mașini și vile, tu n-ai bani cu zile. E high life cu fotomodere și pastile. Și mă doare, lumea caută scăpare. Când se aruncă de pe bloc, copiii nu au mâncare. Și mă doare când văd atâta nepăsare. Speranța moare, așteptând lozul cel mare. Și mă doare, unii nu mai au răbdare. Vor bam, 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 calcă totul în picioare. Și mă doare,
Unii au uitat sub soare, suntem așa puternici, dar suntem păsări călătoare. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Lingoana asta nebună oprește pe doar un minut. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Un minut din viața ta să te comporți ca un adult. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Lingoana asta nebună oprește pe doar un minut. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Un minut din viața ta să te comporți ca un adult. Născuți, blestemați, murim puțin câte puțin. Apreciem prea târziu când paharul este plin. Ne trăim viața în chin, înnecăm amarul în vin. Ne târâm primocirile, jucăm totul pe destin. Mucim inutil, dar mult, prea multe ne dorim. Acționăm prematur și prost, după ne gândim. Așteptăm totul pe tavă, dar niciodată nu părțim. Iar dacă ceva ne place, imediat ni-l însușim. Bătrânii au multe de spus, dar noi grăbim. Nu-i auzim, nu-i sprijin, ne detașăm. Preocupați, nu-i mai simțim. Iar când se sting, ne strângem toți, afectați, ne îngrozim. A doua zi ne rupem capul, averea trebuie să o împărțim. Zicem mai mereu că trăim viața din timp, dar când murim șoptim ușor. Am trăit viața puțin, ne iubim artificial, dărâmăm credin. În loc să fim legați pe viață ca dragostea de pinguin. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Lingoana asta nebună oprește pe doar un minut. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Un minut din viața ta să te comporți ca un adult. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Lingoana asta nebună oprește pe doar un minut. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Un minut din viața ta să te comporți ca un adult. Doamne, dă-mi putere să trec peste zile grele. Lasă-mă să învăț din ele, că doar sunt zilele mele. Mi-ai dat multe încercări, la vremea aia te-am urât. M-am simțit lovit, dar niciodată doborât. Nu vreau mai mult de la alții care n-au. Nu-mi trebuie viteză de la alții care stau. Nu vreau bani, că am destul. Lasă-mi aici prietenii buni, ai pe celalți. Mă halez, fac grele aloc când văd găuni. Nu-mi da sănătate, că eu am grijă ce fac. Dă-i lui mama și minte să se lase de fumat. De lui tata au scop în viață, dă-i lui vorul meu o șansă. Întuneric, dă-mi o torță, vreau să mă întorc acasă. Nu zboară în alte luni, că lumea asta e bizară. Pornesc microfonul, o să o dau ca prima oară. Nu vreau să știi cine sunt, vreau să mă ascult pe bune. Cam în mine inspirație pentru 100 de albume. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Lingoana asta nebună oprește pe doar un minut. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Un minut din viața ta să te comporți ca un adult. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Lingoana asta nebună oprește pe doar un minut. Nu-i așa de mult, știi că nu-i așa de mult. Un minut din viața ta să te comporți ca un adult. Iarna pe uliță. Bă, dacă vedeți remorca 408, să-mi ziceți și mie. Am fost deja la birou, schimbat actele, am descărcare, încărcare înapoi până aici, la Eindhoven. La Eindhoven trebuie să vin să las remorca aia care o aduc și să iau alta pentru Belgica. Deci, este ceva de lucru. Uite aici, 408. Din asta nouă. Mamă, ce agățare violentă. Tot la Osterhout mă duc, mă torn apoi de unde am venit, dar la Lidl de data asta. Și pe urmă trebuie să mă să încarc la Katwijk. La Katwijk, la ACT, acolo trebuie să încarc eu singur, iarăși. Să-mi și trag pula. Am parte, și cred că la Lidl tot eu descarc. Astăzi am parte de hămăleală. Asta e deja a doua remorcă care o schimb. Și mai urmează și a treia. Mai urmește și a treia. Bă, nu se mai oprește mă nici soarea asta, să-mi bă pula. E incredibil, frate, nici în decembrie nu a fost așa. Bun, Lidl, Osterhout. N-am fost nici aici. Nici la Lidl ăsta n-am fost. Vedem acum.
Deci aparent mi-a schimbat că altfel era cursa. Dar într-un fel e mai bine așa, că până mă duc, până descar, trebuie să iau și pauza, până mă duc și încarc acolo la ora 4, mă întorc apoi, se face 5, până schimb remorca, se face 5:30 și până mă întorc apoi 6:30. Deci fac 12 ore. Bine, am să încerc și mai mult să fac, dacă se poate. Dar asta vedem. Unde mă la aici? No, boșilor, opresc acum filmarea, că ies, trec pe acolo pe la barieră să-i fac la ea cu ochiul. Și ne vedem de la Lidl. Bă, boiș, uitați și voi ce vreme, bă, frate, pe 8 martie. Bă, băiatule, iarnă în toată regula. Bă, cum era? Parcă era iarnă. Să știți că e aceeași zi de filmare, nu e o altă zi diferită. Mă opri pe la un peco. Bă, dar dacă nu mi-a dat ăsta la 700 de erori, uite acum ori dispărut, tate. Bă, o să pun și eu tempomatul. Am oprit pe la un peco să-mi iau un burger. De ăsta, șmecher. Da, pula, s-o decuplat iară. Du-te, dracu. Senzor murdar. De dracu. De senzor. Și am vrut să mă pun și eu ca băieții pe parcare, să mănânc, să mai stau. Din pulă loc, nu era loc. Aici e, mă, uite-l. Câta firma. Deci delivery paci, nu? Da. Ce s-a auzit, mă? A, ăsta cu containerul. Containerul. A, pe aici bă, o să-mi fac pauză, bă, tăticule, bă. Mergem mai în față o țără, ca să nu îmi rup picioarele până la birou. Dacă e cu birou sau nu știu, trebuie să intru direct cu camionul. Abar nu am. Hai să mă duc așa mai în față și să văd. Mi-a la că am codul vieții. Mă duc direct în poartă. Și bag codul acolo, pula mea, știi. No, bun. Da, mai întâi iau pauză. Bun, boșii mei. Hai, ne vedem după. Dăm zbice spre era să zic turnul spre Eindhoven.